ziua, stimați telespectatori! Aducem astăzi în discuție cea mai celebră icoană și cea mai difuzată icoană, cea a Sfântului Andrei Rubliov. Desigur, pentru cei care au o atitudine iconoclastă, mizăm pentru apetitul lor cultural, care poate găsi, cel puțin din punct de vedere formal, multe motive de a contempla această icoană, fie ea și ca un tablou. În primul rând, câteva aspecte legate de cadrul istoric al apariției Sfântului Andrei Rubliov și a celebrei lui Troițe. Mulți meșteri greci și slavi, odată cu a patra cruciadă, cea din 1204, care va ocupa prin venețieni Constantinopolul, vor trebui să ia calea exilului. De altfel, capitala Imperiului Bizantin se va muta la Niceea până în 1261. Apoi, amenințarea turcilor reprezintă un alt motiv pentru greci și slavi de a fugi de aici, din Constantinopol, printre ei artiști celebri, printre care și Teofan Grecul. Se simte influența în Rusia a iconografiei bizantine, deopotrivă în Novgorodul secolului al XIV-lea, cât și la Moscova. Teofan Grecu, un celebru grec care va influența de altfel iconografia rusă, prin cele circa 40 de biserici pe care le-a pictat, va avea o influență asupra cuviosului Andrei Rubliov, de care ne vom ocupa astăzi. Un aspect, iconostasul înalt pe care îl vedem în bisericile noastre ortodoxe, este o invenție rusească și înălțarea lui ca și aspectul monumental se datorează deopotrivă influenței lui Teofan Grecul și a lui Andrei Rubliov. În această perioadă, numită impropriu pentru unii, renașterea paleologă, având în vedere venirea paleologilor la conducerea Imperiului Bizantin în 1259 până în 1453, se remarcă printr-o întoarcere la elenism, dar în același timp printr-o mai accentuată individualizare a personajelor răsfrânte în pictură și în iconografie. Se pune accent acum pe latura umană a lor, depășindu-se acea privire fixă din icoanele secolelor 12-13. Acum personajele par a avea o viață independentă de privitor. Veșmintele par a fi bătute de un vânt puternic. Gesturile, spune Dimitri Lihaciov în pre-renașterea rusă, gesturile avântate și ușoare, făpturile puțin alungite și ușor aplecate unele spre altele, cutele numeroase și neliniștite ale veșmintelor caracterizează frescele novgorodiene ale acestei perioade. Peisajul cuprins de același iureș, de aceeași mișcare neîntreruptă, capătă din ce în ce o mai mare importanță. De altfel, aceste aspecte umane care au impact acum în iconografia răsăriteană sunt remarcate și de Victor Lazarev în istoria picturii bizantine. Acolo vorbește despre capul aplecat al Mântuitorului crucificat sau despre sărutarea mâinii pruncului de către Maica Domnului în icoanele respective. Andrei Rubliov este cel mai important artist al vechii Rusii. Se naște între 1360-1370, nu se știe cu exactitate,
data nașterii, cum nu se știe nici cea a morții, 1427-1430. Activitatea lui este legată de Moscova și de proximitățile Moscovei. Troița aceasta este făcută între 1424-1426. Unii consideră că anul 1425 ar fi data realizării ei. Andrei Rubliov a fost asemănat cu mai mulți pictori occidentali, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Cimabue, Perugino, Fra Angelico. Ce anume îl apropie pe Andrei Rubliov de acești maestri europeni? Adâncul umanism al icoanelor sale. Mulți specialiști minimalizează influența lui Teofan Grecu asupra lui Andrei Rubliov, alții dimpotrivă consideră că este una majoră. În 1405, Teofan Grecu va picta Biserica Buna Vestire Blagoveșcenski din Moscova. Alături de el se va afla Andrei Rubliov, care avea însă un alt maestru, Prohor. Totuși, va fi impresionat Andrei de stilul icoanelor lui Teofan Grecu, de capacitatea aceasta de modelare realistă a capetelor, de siguranța tușei sau de capacitatea de a evalua distanța de la care să fie privită icoana. Un biograf al lui Teofan, Epifanie, care scrie un panegiric despre acest maestru grec, afirmă acolo că picioarele lui Teofan nu aveau astâmpăr. Probabil interesul lui de a-și privi de la diferite distanțe lucrul. Chipurile sfinților lui Teofan arată luptea interioară, spune Victor Lazarev. Andrei însă depășește acest patetism al personajelor, străin de el, de altfel, și idealurile lui sunt mult mai liniștite, pline de tandrețe și de lirism. Teofan însă îl familiarizează pe Andrei Rubliov cu tradiția monumentală bizantină. Andrei Rubliov va simplifica linia siluetei, accentuează aspectul bidimensional și schimbă poziția mâinilor și a picioarelor, tratând altfel culoarea. Există aici probabil o influență a teologiei palamite, care a avut un mare răsunet în epocă, a teologiei Sfântului Grigorie Palama, care vorbea despre energiile necreate, diferite de esența lui Dumnezeu, dar Dumnezeu rămânând simplu. Compozițiile lui Andrei Rubliov sunt dispuse adesea circular. Totuși, cercul nu este în interiorul icoanelor, ci pe marginea acestora. Veșmintele au falduri armonioase și nesofisticat redate. Ceea ce rezultă din pictura lui Rubliov este o mare liniște, o mișcare reținută și atrage atenția deopotrivă prin culorile clare. În epocă, așa cum spuneam, asceza isihastă, despre care vorbea Sfântul Grigore Palama, îndreaptă omul către o viață religioasă interioară, sigur, neruptă de cult, de ritual. Chiar în același timp cu Sfântul Grigore Palama trăiește un alt mare sfânt al Ortodoxiei, Nicolae Cabasila, care punea accentul pe viața religioasă în cadrul cultului și al slujbelor. Andrei Rubliov va uni în opera lui
simbolismul medieval și umanismul epocii. Troița, cum spuneam, executată probabil în 1425, este ridicată de sinodul celor 100 de capete peste aproximativ 150 de ani la rangul de model al iconografiei și al oricărei reprezentări a Sfintei Treimi. Compoziția este concepută ca un octogon. Acest octogon se realizează din picioarele scaunelor pe care stau picioarele celor trei îngeri, deopotrivă pe spătarul acestor tronuri, octogonul simbolizând eternitatea. Masa la care stau îngerii este și ea cea a jertfei, după cum o arată cupa aflată în centru. Dacă privim atent, în partea de jos a mesei există două dreptunghiuri, un ecou din nou al octogonului, un simbol al desăvârșirii, dar și o hieroglifă a pământului. Ceea ce arată că în interesul Sfintei Treimi, simbolizată de cei trei îngeri, se află mântuirea oamenilor. Partea dreptunghiulară a mesei amintește și ea cu cele patru colțuri de Biblie și de cei patru evangheliști. Acum, tot din punct de vedere compozițional, se poate ghici forma unei cruci. De altfel, această troiță se realizează din triunghiuri, cercuri, ca și din dreptunghiuri, ca și din semnul crucii, realizat prin arborele din spatele îngerului central, care arbore coboară către potir și apoi nevăzut, evident, cu dreptunghiul înfățișat în partea inferioară a mesei. Dar, dincolo de acest plan simbolic despre care vom reveni, se află adevărul uman. Spune Dimitrie Lihaciov: tristețea liniștită a îngerilor, compasiunea lor pentru suferințele omenirii, convorbirea lor mută, o meditație asupra viitorului destin al lumii. Ușoara lor oboseală, care este exprimată printr-o înclinare lină a capetelor, delicata iubire reciprocă, subliniază, cum spuneam, tocmai acest aspect uman despre care vorbește și Paul Evdokimov, reputatul teolog rus, într-o carte a sa intitulată Arta icoanei. Aripile îngerilor, evident, arată elevația spirituală, ca și muntele aflat în spatele îngerului din dreapta, peste care munte se și proiectează, de altfel. Contemplația, meditația și adânca tristețe liniștită amintesc, cum spuneam, despre învățătura isihaștilor obișnuiți să se întoarcă nu către sine, să privească în inimă prin rugăciune și de acolo către Dumnezeu. Din punct de vedere narrativ, icoana limitează acest aspect epic. Este pasajul redat în Biblie, în capitolul 18 din Geneză, versetele 1-15. Acolo se vorbește despre vizita celor trei îngeri la stejarul din Mamri, făcută lui Avram, care era însoțit de Sara. Cea mai veche reprezentare a acestui pasaj biblic se află într-o frescă de pe Via Latina din secolul al IV-lea. Acest element narrativ, anume prezența lui Avram și a Sarei, este eliminat pentru ca atenția să se focalizeze asupra celor trei îngeri.
cei trei îngeri care sunt realizați într-o formă alungită, ajungând la 14 capete, deși redarea lor normală este numai de 7 capete. Ansamblul acesta înaripat sugerează imponderabilitatea, ca și felul în care cei trei îngeri își țin picioarele, sigur vizibil numai în cazul celui din stânga și a celui din dreapta. Mișcarea aceasta circulară despre care vorbeam pleacă de la piciorul îngerului din stânga, merge, urcă, nu, pe spatele lui, apoi ajunge la îngerul din mijloc, care mișcare antrenează chiar copacul din spate și stânca pe care este proiectat îngerul din dreapta, ajungând ca într-un receptacul în îngerul din stânga. Au existat, desigur, discuții în privința identității celor trei îngeri, identitate raportată la Sfânta Treime, care este Tatăl, care este Fiul, care este Duhul Sfânt. Paul Evdokimov consideră că îngerul din stânga este Fiul, cel din mijloc este Dumnezeu Tatăl și cel din dreapta, desigur, o epifanie, este Duhul Sfânt. Ce anume confirmă? Există de altfel o icoană a unui ucenic, a Sfântului Serghie de Radonej, ocrotitorul Rusiei. Acest ucenic pe numele lui Ștefan din Perm, care aduce o icoană asemănătoare acesteia, prezentând cumva un ecou. Îngerul din mijloc, cum spuneam, este închipuirea sau o epifanie a lui Dumnezeu Tatăl prin felul în care se înfățișează, prin monumentalitatea lui. Interesant este că îngerul din stânga al Fiului, reprezentarea Fiului, este realizat prin linii concave. Liniile concave care arată blândețea, supunerea, după cum îngerul din mijloc se realizează prin curbe convexe, asociate expresiei, cuvântului, desfășurării, revelației. La fel de line sunt și curbele îngerului din dreapta. Interesante aceste veșminte care subliniază prin drapajul lor corporalitatea diafană a celor trei îngeri. Ei sunt despărțiți de cele trei sceptre, simbol al peregrinajului pe care Dumnezeu îl face în lumea noastră, dar în același timp simbol și al puterii egale a celor trei îngeri. Există aici o trimitere la ființa divină care este una, după cum cei trei îngeri ușor par a se confunda, dar nu se confundă, ei prezintă o distinție amintind de distinția ipostasurilor din Sfânta Treime. Tatăl va rămâne pentru totdeauna Tată, Fiul va rămâne pentru totdeauna Fiul și Duhul Sfânt va rămâne pentru totdeauna Duhul Sfânt. Dar ei formează o unică dumnezeire care se manifestă în mod deosebit. Am putea aminti aici ceea ce Părintele Dumitru Stăniloae spunea în dogmatica lui despre raporturile dintre cele trei persoane. Tatăl privește către Fiul și îl asociază pe Duhul Sfânt spunându-i: iată cât este de frumos Fiul meu. Această iubire a Tatălui către Fiul nu rămâne simplă energie, ci o energie ipostaziată, o persoană. Această iubire este persoana Duhului Sfânt. La fel, Fiul răspunde cu întreaga lui iubire desăvârșită lui Dumnezeu Tatăl, iubire ipostaziată în Duhul Sfânt. Tatăl nu se manifestă niciodată singur.
iată, apariția lui se face aici prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Privirea abia ridicată a Fiului, a Îngerului din stânga, arată supunerea. Mâna lui este ridicată parcă pentru a binecuvânta jertfa despre care ar vorbi Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sigur, nu numai Fiul se jertfește, ci noaptea Ghețimanilor este noaptea Sfintei Treimi, a întregii treimi, pentru că deopotrivă suferă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul, o suferință însă fără tulburare. În privința coloristicii, aurul sclipitor evident că arată dumnezeirea. Aici s-ar putea vorbi despre lipsa perspectivei sau despre absența liniilor de fugă, nu, care converg către un centru de fugă, da, cumva într-un plan îndepărtat. Lucrurile în icoane nu sunt dispuse ocular, nu sunt dispuse spațial. De ce? Pentru că senzația aceasta a perspectivei inverse de care vorbea Pavel Florenski focalizează interesul privitorului. Cei trei îngeri par a fi aici și pretutindeni, după cum Dumnezeu este ubicu, adică se află pretutindeni, fără a fi identificat într-un anumit punct. Igor Grabar, un pictor simbolist rus și în același timp un consilier al lui Stalin în probleme de artă, vorbește despre gama de culori a Troiței lui Rubliov astfel. Culorile Troiței ne oferă un exemplu minunat de unire a culorilor deschise într-o armonie bine simțită. Gama cromatică, construită pe nuanțarea fină a tonului de roz liliachiu, haina îngerului din stânga, de violet argintiu și a unui ton ruginiu cu transparențe verzi, îmbrăcămintea de deasupra sau himationul, a îngerului din dreapta și de galben auriu, aripile și scaunele, ajunge la neașteptate accente coloristice de albastru tare, așternute cu o incomparabilă sensibilitate artistică pe himationul figurii centrale, mai puțin accentuate de chitonul sau cămașa de corp a îngerului din stânga și foarte deschise, cu sclipiri delicate de ceruleum, de azur, pe partea de jos a aripilor îngerilor. De altfel, acest albastru simbolizează instanța cerească a celor trei îngeri, respectiv a Sfintei Treimi. Roșul închis de pe haina îngerului din mijloc simbolizează iubirea dumnezeiască, binecuvântând potirul din mijloc, respectiv jertfa Fiului. Adâncimile Tatălui împrumută ceva din albastrul lor îngerului din stânga și îngerului din dreapta. Pentru că, nu, Dumnezeu Tatăl naște pe Dumnezeu Fiul și purcede pe Duhul Sfânt. O interpretare diferită a celor trei îngeri aparține ieromonahului Gabriel Bunghe. Acesta spune că, dimpotrivă, îngerul din mijloc simbolizează pe Fiul și cel din stânga pe Dumnezeu Tatăl. Ambii, și îngerul din dreapta și îngerul din mijloc, deci Duhul Sfânt și Fiul, se orientează către Dumnezeu Tatăl ca un principiu, ca spre un principiu care îl naște, respectiv îl purcede, pe Fiul și Duhul Sfânt. În cazul acesta, arborele din spatele îngerului din mijloc, iată un ecou al stejarului din Manfri, devine un simbol al crucii. Dacă
Îngerul acesta simbolizează pe Dumnezeu. Tatăl, arborele din spatele lui, simbolizează și el viața. Viața care nu este luată de la altcineva, ci este împărtășită tuturor ființelor. Dacă este Dumnezeu Fiul, evident că simbolizează crucea. În stânga vedem reprezentat un palat. Iată, vechiul cort al lui Avram devine acum un palat. Ce arată acest palat? Dacă îngerul din stânga este Fiul, atunci palatul respectiv poate să simbolizeze biserica. Dacă este Dumnezeu Tatăl, atunci poate fi o trimitere la ceea ce se spune în Evanghelie, că în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Deci o imagine a împărăției cerești. Cosmosul este asociat cu stânca, de altfel și puterea divină, pe care se proiectează, cum spuneam, îngerul din dreapta. Acum, această neclaritate, cum anume am putea o rezolva? Care este Dumnezeu Tatăl de aici, din icoana lui Rubliov? Care este Dumnezeu Fiul? Așa cum spunea un vers din Borges, ziua care va urma agoniei noastre ne va arăta această identitate deocamdată rămasă în echivoc. Pavel Florenski, filozoful martir, spunea: există Troița lui Rubliov, există Dumnezeu. Prin urmare, această icoană este o epifanie a lui Dumnezeu în lumea arte și în lumea icoanei bizantine. Viața lui Andrei Rubliov, o ultimă mențiune, viața lui Andrei Rubliov face tema unui film, a unei capodopere cinematografice, pe care vă invităm să o urmăriți, aparținând celebrului regizor rus Andrei Tarkovski. La revedere!